Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vorbim despre o aplicație antivirus. Deși am făcut foarte multe tutoriale pe acest canal despre aplicație antivirus, încă mai sunt întrebat care este cel mai bun antivirus. V-am spus în diferite ocazii că un antivirus se comportă diferit în funcție de sistemul pe care este instalat. Dacă dumneavoastră aveți un calculator mai puțin performant, un antivirus care consumă resurse nu o să vă fie de mare folos, întrucât tot timpul își va face actualizări și tot timpul va scana, iar dumneavoastră veți resimți acest consum de resurse. De asemenea, pentru cei care au Windows 10 instalat pe calculator, este suficient antivirusul care vine preinstalat odată cu sistemul de operare. Windows Defender face față cu brio multor atacuri, multor amenințări și nu este necesar să se facă o, o altă instalare a unei aplicații antivirus. Dar dacă dumneavoastră doriți să instalați o altă aplicație pentru a vă simți în siguranță eu vă recomand Malwarebytes. este aplicația despre care am mai vorbit, dar în acel moment era o aplicație anti malware între timp, această aplicație s-a transformat într-o suită de aplicații antivirus și antimailor, făcând să devină și mai interesantă utilizarea acestei aplicații. Recomand această aplicație întrucât nu consumă foarte multe resurse și este extrem de eficientă. Avem aici mai multe caracteristici ale acestei aplicații și protecțiile pe care aceasta vi le poate oferi. Oferă protecție împotriva atacurilor de tip ransomware, Știți cu toții că în ultimul timp au avut loc foarte multe astfel de atacuri. De asemenea, oferă protecție împotriva site-urilor care, au o infecție, care au un mailor sau un adware, știți despre ce vorbesc în momentul în care doriți să descărcați ceva sau în momentul în care doriți să vizionați ceva, sunteți bombardați cu tot felul de alte pagini care vă îndeamnă să descărcați nu știu ce chestii și uite așa vă treziți în calculatorul dumneavoastră cu virus chinezești, cu nu știu ce virus care vă schimbă pagina de pornire și așa mai departe. De asemenea v-am spus că această aplicație consumă foarte puține resurse și poate scana foarte repede sistemul dumneavoastră voastră într-un mod inteligent. Aveți și aici mai sus ceea ce poate face această aplicație, deci acum nu mai este o simplă aplicație anti -miler. cumulează mai multe funcții, 4 funcții de 4 ori mai rapidă. Hai să vedem și noi ce face această aplicație, o vom descărca avem mesajul de mulțumire pentru că descărcăm această aplicație. În cazul în care nu pornește descărcarea, apăsați butonul Click Here, dar vedeți că aici a și pornit și se va finaliza imediat această descărcare. Urmează să facem instalarea. Dacă simțiți că sistemul dumneavoastră are ceva probleme, vă recomand cu încredere această aplicație. În cazul în care încă nu ați găsit un antivirus care să vă mulțumească. Haideți să pornim instalarea foarte rapid și după aceea vom face și o scanare pe repede înainte pentru a vedea rezultatele. Voi da next, next, voi instala aplicația acolo unde dorește, voi crea și un shortcut, voi da next, install și așa cum v-am spus, instalarea este foarte simplă, este caracteristică oricărei aplicații. Avem aici o fereastră pentru a ne învăța mai multe, eu voi da close. Această aplicație are două versiuni versiunea comercială și versiunea free. Aici avem toate avantajele folosirii unei versiuni comerciale. Protecția în timp real, adică atunci când dumneavoastră navigați, atunci când dumneavoastră vă aflați expuși, această aplicație poate preveni infestarea cu anumite aplicații răufăcătoare, să spunem așa, iar versiunea Home vă poate scăpa de infecțiile deja pătrunse în calculator. Este aplicația ideală pe care o recomand celor care simt că dispozitivul lor nu se mai mișcă așa cum o făcea în trecut, s-ar putea să aibă ceva virus atunci le recomand scanarea cu această aplicație. Voi apăsa și eu butonul scan și avem aici butonul de pornire al scanării, Start Scan, vom avea acest proces de scanare, acest panou de scanare este asemănător cu cel al versiunii anterioare, numai că scanarea se face în mai mulți pași și într-un mod mult mai rapid. Avem aici panoul de setări unde putem face câteva modificări. Vă recomand să lăsați căsuța de update bifata adică pe ON. Este esențial pentru o aplicație antivirus să își facă update-ul ori de câte ori acesta este disponibil. După aceea vă recomand să opriți notificările pentru a nu vă deranja în bara de start în sistem TRY. Aici aveți de asemenea posibilitatea de a opri notificările cu privire la anumite acțiuni, sau dacă doriți, puteți să modificați aici timpul în care acea fereastră este afișată, eu spun să opriți, și de asemenea notificările pentru cei care au aplicația. Full pentru cei care sunt protejați în timp real, de asemenea avem aici posibilitatea de a șterge această aplicație din meniul contextual, aici ne va apărea în momentul în care dăm click dreapta pe ceva, voi opri și această posibilitate, opriți și această fereastră pentru că nu doresc să îmbunătățiți, performanța acestei aplicații, de singura fereastră pe care vă recomand să o aveți bifată pe ON este aceea de a-și face update-urile, în rest le puneți pe toate pe OFF, în felul acesta nu veți fi deranjați de acțiunile pe care aplicația le va lua. Față de versiunile anterioare, această versiune vă oferă posibilitatea de a face mai multe setări pentru a îmbunătăți relația dumneavoastră cu această aplicație. Aici aveți de asemenea căsuțe de uh, bifat sau de debifat pentru a scana sau pentru a nu scana anumite arhive sau pentru uh, a scana în momentul în care faceți anumite acțiuni. Aici aveți orarul scanărilor, deocamdată avem doar scanarea pe care o avem la momentul acesta. Dacă vreți să faceți anumite excepții, de exemplu, puteți să introduceți Aici o aplicație pe care dumneavoastră nu vreți să o scaneze. Dacă aveți un crack, dacă aveți eu știu ce aplicație ce nu ați vrea să fie șterse, o puteți introduce aici. Și atunci aplicația va trece peste. Este foarte important acest lucru pentru că atunci când va găsi acel activator să spunem, îl va șterge și dumneavoastră va trebui să activați din nou o aplicație sau chiar Windows-ul în momentul în care ați pus aici calea către fișierul respectiv, în cazul meu să spunem un fișier oarecare, acesta, veți da OK și aceasta va fi excepția pentru ca aplicația să nu scaneze. Dacă vreți să eliminați acea excepție, apăsați click și dați Remove Exception. Aici este contul meu, îmi spune că am folosit versiunea Pro cele 14 zile și nu mai este valabilă pentru mine. Pentru dumneavoastră va fi dacă nu ați folosit niciodată această aplicație. Aici aveți mai multe despre această aplicație, însă nu este foarte important. Așadar, puteți să faceți aici mai multe setări care vor îmbunătăți randamentul acestei aplicații. Hai să mergem pentru că s-a terminat de mult scanarea și vedeți cât de multe chestii mi-au găsit pe aici. Foarte important, această aplicație o recomand tuturor celor care au probleme cu browserle. Mereu veniți și spuneți că ați instalat anumite aplicații care vă schimbă motorul de căutare și vă introduce nu știu ce browser sau că atunci când deschideți Chrome-ul vă sunt introduse diferite anunțuri. Aici aveți toate fișierele sau folderele găsite potențial periculoase, iar în momentul în care aruncați un ochi și vedeți că ceva vă este de folos, deci să spunem că n-ați mers aici să puneți excepții și aplicația a scanat, trebuie să debifați. Deci hai să spunem că în cazul meu vreau să debifez această căsuță întrucât este activatorul de Windows. În rest las toate aceste fișiere bifate. Voi apăsa butonul de trimitere în carantină. Aici mă întreabă aplicația ce doresc eu să fac atunci când va reîntâlni fișierul pe care uh, l-am debifat. Să Treacă peste o dată sau să treacă peste totdeauna, și eu îi voi spune că vreau să treacă peste totdeauna. Deci, în felul acesta, data viitoare când voi da scanare, acel fișier nu va mai fi selectat. Și aici îmi spune că a fost salvat un logo cu acțiunea pe care această aplicație a luat-o și că este nevoie de un restart pentru a putea să ia măsurile necesare și pentru a putea să elimine toate acele fișiere pe care le-a identificat ca potențiale amenințări la adresa dispozitivului nostru. Eu nu o să dau acum restart pentru că ar însemna să opresc filmarea, voi da nu, însă voi apăsa restartul imediat ce voi termina filmarea. Aici avem rezultatul scanării, au fost scanate 382 de fișiere și au fost detectate 29 de potențiale amenințări, dintre care în carantină au fost trimise 28, asta întrucât am debifat un fișier care nu doream să fie șters. Așadar, în momentul în care se face scanarea, foarte mare atenție la fișierele care au fost detectate pentru a debifa unul sau mai multe fișiere care credeți dumneavoastră că vă sunt utile. V-am spus activatoare, cracuri și așa mai departe. Ce mai aveți dumneavoastră pe acolo? Dacă, bineînțeles, nu ați mers și uh, nu ați făcut acea excepție ca în cazul acesta, vedeți că acest fișier pe care eu l-am deselectat și i-am spus să treacă peste totdeauna a fost trecut la excepții în mod automat. Dacă, bineînțeles, dumneavoastră nu a spus dinainte această excepție și regăsiți fișierele în logo-ul de scanare, atunci mergeți de bifat și spuneți să treacă peste el totdeauna și va fi introdus aici în mod automat. Foarte inteligentă această aplicație Malwarebytes. Dacă nu ați folosit-o, vă recomand să o folosiți. Această aplicație în trecut putea rula alături de un antivirus pentru că era doar un anti malware și acum poate rula alături de un antivirus, însă acum a devenit mai mult decât un anti malware și vă recomand pentru toți aceia care Credeți că aveți probleme cu sistemul datorită unor virus sau datorită unor aplicații care s-au instalat fără ca dumneavoastră să doriți acest lucru. Dacă acest videotutorial vi s-a părut interesant, nu uitați să dați un share pentru cât este gratuit. De asemenea abonați-vă la fel de gratuit și apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta veți ști când încarc ceva nou pe acest canal.